să găsești acea bucurie în munca ta, ceea ce ai avut ani în urmă. Da. Dar care la un moment dat devine o povară. Dacă vrei să menții orice lucru, orice pasiune vie, sunt două lucruri. Unu, ia pauză de la ea, să poată să ți se facă înapoi dor de ea. Și doi, de cele mai multe ori, oprește-te înainte să devină dureros. Care-i părerea ta de a implica firme din exterior și firme de consultanță? După mine, un lucru critic în a face trecerea, un lucru care schimbă aproape tot, este să angajezi pentru prima oară în viața ta un lider. Acei oameni care au făcut lucruri mari, cea mai mare calitate a lor este tocmai asta, ceea ce ai spus. Că găsesc acei lideri și sunt dispuși să lase să lucreze independenți. Două lucruri fac un business fun, distractiv și nu o corvoadă. Oamenii cu care lucrezi și la ce lucrezi. Antreprenorii ar trebui să înțeleagă de partea asta de evaluări că astea sunt lucrurile care aduc, de fapt, obiective, responsabilități, cultură, care le aduc în realitate. Și este nevoie de multă, multă, multă determinare și disciplină ca să reușești să o faci. Atunci știți voi vorba aia, rămâneți nerezonabili. Ia-ți, dragule, ce ziceai? Că ai zis că vrei să vorbim despre un anumit subiect. Deci, vreau să discutăm un pic despre provocările trecerii de la o firmă mică, pornit de jos, de un antreprenor, la un nivel mai înalt, unde lucrurile sunt organizate și prezența proprietarului care a pornit nu este indispensabil. În sensul în care lucrurile funcționează, ghilimele, de la sine și nu numai că rezistă pe piață, dar este în stare să și crească, să și se dezvolte. Adică momentul ăla în care cumva compania devine o entitate separată de oricine altcineva. Până la urmă, asta vrem. Vrem ca compania să prindă o viață a ei. Își schimbă singură liderul și tot merge în continuare. Își schimbă managementul dacă e nevoie și tot merge în continuare. Majoritatea afacerilor sunt cumva dependente de antreprenori, cel puțin la noi în România. Antreprenorul e, business-ul merge, crește, funcționează. Și ajunge la un moment dat la o dimensiune la care cu acea conducere manuală deja nu se mai poate, nu mai este eficient și efectiv antreprenorul se arde în timp, adică nu mai are timp, nu mai e creativ și firma nu mai poate dezvolta. Mai mult de atât, așa cred eu, că după un timp lucrurile tocmai datorită incapacității antreprenorului, lucrurile încep să meargă în jos. Și pentru a evita acest lucru, eu cred că se ajunge la un moment dat la un punct în care trebuie regândit tot modul de funcționare a firmelor sau a firmei. Trebuie să schimbe antreprenorul, asta e problema. Trebuie să schimbe antreprenorul. Asta cred că asta e cea mai mare problemă. Pentru că antreprenorul a făcut chestia aia să ajungă la cât a ajuns. La 1 milion, la 10 milioane, la 30 de milioane. El a făcut-o să funcționeze, să ajungă acolo. Problema este că există un moment în care dacă el nu se schimbă, compania aia mai sus nu poate. Pentru că el devine blocaj. Și de cele mai multe ori, de fapt, cel mai mare blocaj al afacerilor este antreprenorul, nu managerii, nu piața, nu alte prostii. Și cred că partea cea mai grea este faptul că trebuie să te dezveți de lucrurile care te-au dus, de fapt, la succes prima oară. Exact.
ceea ce a funcționat până acum și chiar a dat roade. Exact. De la nivelul ăsta încolo nu funcționează. Și este o experiență, pot să spun, destul de ciudată. Și tu ai exersat aia zeci de ani, poate. Asta e... În primul rând, aceste obișnuințe și, al doilea rând, acel, cum să zic, status, adică totul trecea prin mine, eu ca antreprenor, cunoșteam tot, depindea de mine, eu dădeam instrucțiuni și acum, dintr-o dată, nu mai. Sunt două chestii acolo, e controlul, dar este și partea de împlinire. Pentru că te-ai învățat că tu ai crescut business-ul, activ fiind în el. Te-ai învățat să-ți extragi împlinirea din faptul că tu găseai soluțiile la problemele grele, din faptul că tu luai decizia aia care alții n-ar fi putut să o ia, știi? Sau poate ar fi putut, dar ai crezut că nu ar fi putut. Și toate, din toate lucrurile astea ne simțim împliniți, ne simțim folositori. Facem ceva. Și acum ideea este că dacă renunți la aia, în ce îți găsești împlinire? Da, te simți parcă un copil la care s-a luat jucăria. Și acum, ce faci? Ce să fac? Pur și simplu. Așa e. Pentru că mulți zic, ok, problema mea este că muncesc prea mult. Vine antreprenor și zic, eu muncesc mult prea mult. Mult, frate. Vreau să nu mai muncesc. Și, ok, le arăți cum, dacă sunt disciplinați, după aia încep și le spui că ar trebui să fie rolul lor. Și după aia încep și te întreabă, bun, dar și ce mai fac? Și nu neapărat e vorba că nu mai vrei să muncești, însă vrei să găsești acea bucurie în munca ta, ceea ce ai avut ani în urmă. Da. Dar care la un moment dat devine o povară. Ca orice pasiune, e... Foarte interesant cum transformăm pasiunile în corvoade. Orice pasiune, oricât de mult ți-ar plăcea să faci un lucru. Ție îți place un catamaran. Ia mergi 5 ani de zile doar pe catamaran, să vezi că ajungi să urăști tot ce ține de catamaran și apă și miros și pescăruși și toată povestea, știi? Orice pasiune care o faci mult prea mult și mai ales care o duci până la durere, ajunge să nu mai fie, să se transforme într-o corvoadă. De-aia zic că dacă vrei să menții orice lucru, orice pasiune vie, sunt două lucruri. Unu, ia pauză de la ea, să poată să ți se facă înapoi dor de ea. Și doi, oprește-te. De cele mai multe ori, oprește-te înainte să devină dureros. Mie, de exemplu, îmi place să ridic greutăți. E o pasiune care cu adevărat îmi place, mă face să mă simt bine. Dar până acum vreo 8 ani când m-am apucat de chestia asta, am urât tot ce ținea de sala de forță. Mi se părea o chestie care pur și simplu te duci, te doare, dacă vezi ceva pe tine, bine, dacă nu... De cel mai multe ori nu. Și am avut nevoie să dau peste Pavel Țațulin, care a scris una din bibliile antrenamentului de forță. Și el a fost primul de la care am auzit chestia asta, în care a zis, trebuie să te oprești înainte să înceapă să devină dureros. Și ideea este să te antrenezi mai des, dar de fiecare dată să te oprești înainte să devină dureros. Am făcut chestia asta câteva luni de zile și am început să iubesc sportul. La fel Andreea, soția mea, a urât sala, a avut vreo 2-3 antrenori care au terminat-o, pur și simplu, și a ajuns să urască, pur și simplu, sala de forță sau fitness-ul sau lucruri de genul. Și când am început să facem sport împreună, de fiecare dată asta făceam, o opream înainte să devină dureros. De fiecare dată îmi zicea, păi și doar atât? Gata, am terminat? Doar atât? Și după, zicea, da, hai să mai facem. Hai să mai facem, de ce nu mai facem? Ajuns să iubești lucrul ăla. Problema este că oamenii o duc de fiecare dată până la durere. Și aia, creierul nostru nu vrea asta. Dacă e să explicăm cumva
în cei mai simpli termeni cum funcționează creierul nostru este că vrea să ne ferească de durere și să ne ducă spre plăcere. Nu va dori niciodată să stea în durere. Niciodată. Și dacă vrei să faci un lucru pe termen lung, și asta e și cu antreprenoriatul, ar fi bine să nu te duci într-una până la durere. Sau chiar dacă există dureri, să nu țină foarte mult. Da, nu pot să nu existe, de asta zic. Doar în majoritatea cazurilor nu te duce până la durere. Oprește-te puțin înainte, mai fă și mâine sau găsește altceva. Dar revenind la trecerea de la companie dependentă la o companie independentă. Compania, din perspectiva mea, poate să treacă în 3 luni, 3-6 luni. Poate să treacă de la un stadiu la altul. Dar de ce durează 3 ani, 5 ani? Este pentru că atât durează să se schimbe antreprenor. Sau poate că nu se realizează niciodată, pentru că nu poate să se schimbe antreprenorul. Sunt exemple multe și din acestea. Aici, eu cred că orice antreprenor are de luat o decizie. De acolo începe. Dacă o vrea sau nu, cu adevărat. Pentru că nu sunt mulți vin și promovează doar beneficiile de a face un business independent. Dar nu sunt doar beneficii. Mulți oameni cu adevărat își găsesc împlinirea în acel business. Conducându-l, făcând micromanagementul ăla. E un business în Statele Unite care îmi place la nebunie. E un... ca un grill. Grill, cred că e, nu mai știu cum îi zice. Cu carne. Carne la grătar. Și în fiecare dimineață la ora 5 îl deschid și la ora 6 sunt sold out. Cele mai mari vedete de la Hollywood se trezesc la 2-3 dimineața să stea la coadă ca să poată să prindă o bucată din aia de carne și să își facă o poză că au luat de la aia. Și cea mai mare prostie care putea să o facă în business-ul ăla este ori să încerce să o scaleze, ori să încerce să delege cu manager, cu responsabilități, cu toată povestea. Nu va mai fi același. Nu mai e același. Da? Dar ideea este, băi, trebuie să fii sincer cu tine. Chiar vrei business-ul ăla scalabil, care se ducă singur, tu să faci rolul de antreprenor? Sau pur și simplu te satisface foarte mult acel business să fie acolo, să rezolvi problemuța aia, problemuța aia, problemuța aia? Pentru că să-l lași să fie așa, 100% în controlul tău, să iei decizii, să vii cu soluții, nu știu ce, este foarte împlinitor pentru tine, dar dezavantajul este că nu va crește niciodată peste un anumit nivel. Punct. Și nici n-ar trebui să încerci să-l duci peste un anumit nivel, pentru că îți distrugi viața dacă o faci. Nu o să mai ai viață, nu o să mai vezi copii, nu o să mai... nimic. Da? Pe de cealaltă parte, dacă iei decizia să-l duci, să scalezi afacerea, să o duci unde vrei să o duci, trebuie să înțelegi că nu mai este la fel de împlinitor procesul. Cel puțin nu din aceleași lucruri. Însă vei putea să schimbi, în loc de poate să atingi câteva mii de vieți, ai putea să atingi milioane sau sute de milioane de vieți cu ceea ce faci. Dar nu mai e de control, nu mai poți avea control la fel, nu mai sunt aceleași procese de management. Nu mai e aceeași viteză. Nu mai e aceeași viteză, trebuie să accepți că înainte puteai să schimbi de pe o lună pe alta, acum nu. Da, și e ceea ce spuneai, e frica aceea de a pierde controlul. Iarăși e un lucru care greu poți să decizi, să o iei această decizie. Aia e cea mai ușor de antrenat, să știi. Pentru că, de fapt, sunt două tipuri de control. Tu ești obișnuit să ai control pe mijloace. De asta, atunci când tu ești implicat în business. Ai control pe cum. Cum se întâmplă fiecare lucru, ai control pe el. În momentul, poți să continui să ai control în business. Doar că nu mai ai control pe cum. Ai control pe rezultatul final. Rezultatele finale sunt
câteva, nu sunt milioane de moduri, nu sunt milioane de mijloace. Rezultatele finale sunt câteva. Și atunci dacă tu le identifici care sunt, care sunt rezultatele finale în sales, care sunt în marketing, care sunt în producție, care sunt în research and development și așa mai departe, tu controlezi acele rezultate. Este adevărat că schimbarea este mai lentă decât era înainte, pentru că acum trebuie să aștepți 3 luni să vezi, ok, sunt rezultate acolo bune? Da, sunt. Mergem mai departe. Ei sunt bune? Nu sunt. Ok, cine e liderul aici? Tu ești liderul aici. Ok, cum ai de gând să le rezolvi? Să zicem că vine cu niște soluții. Bun, ai 3 luni să-mi arăți. Îmi arăți bine? Nu, pleci. Dacă erai în interior, puteai să-i făcă schimbarea aia după o lună. Acum? Și plus că simțea lucrurile din mers. Da. Dacă erai acolo. Asta cu simțitul, știi cum e? Avem impresia că le simțim, dar de multe ori simțim prost. Că e simțit, nu sunt cifre. Sunt de multe ori, le simțim. Da, dar ceea ce spui tu presupune să ai un sistem de acesta de cifre, care iarăși este o provocare să le ai, să le ai în primul rând și pe urmă să ai încredere în aceste cifre. Deci eu cel puțin mă confrunt cu treaba asta, că avem un sistem de ERP, de BI în grupul nostru de firme și avem cifre. Însă, și am vrut de toate, să avem și din ăla, și de marketing, și de, dar la un moment dat am început să nu mai avem încredere în cifre, din momentul acela nu mai am nicio valoare. Deci iarăși a fost o provocare și acum construim un sistem controlling în care lună de lună să putem compara cu cifrele din contabilitate. Acum, prea multe cifre este la fel de bine ca nicio cifră. Nu mai spun nimic. Te pierzi între ele. Deci, când eu spuneam antreprenorilor, bă, unul din lucrurile cu echipa de management, faceți o întâlnire zilnică, 15 minute, și să-și raporteze fiecare numerele critice, care trebuie să fie 1-2. Astea sunt niște KPI-uri care sunt cele mai relevante pentru ce conducea liderul. Pe ce au făcut antreprenorii? Au luat și au pus vreo 20-30 de KPI-uri în întâlnire. Și au început. Fiecare, dai că spun eu, vine primul, îți toarnă 6-7 cifre. Vine al doilea, îți toarnă 6-7 cifre. E la fel ca și cum n-ai mai spune nicio cifră. Sunt total irelevante. Te pierzi între ele. Asta vine din lipsa de claritate a antreprenorului pe ce ar trebui să facă business-ul. Pentru că eu spun de foarte mult timp, dar puțin mă ascultă, multor oameni nu vor să facă un business. Le place să se joace de business. Avem KPI-uri, avem responsabilități, avem proceduri, uite ce frumos le facem noi acolo. Bă, da, uităm că sunt doar niște mijloace, scopul e să facă business-ul la ceva, practic, să vândă milioane de telefoane sau să vândă sau să creeze nu știu ce. Se blochează în toată povestea aia. Și din perspectiva mea sunt două tipuri de KPI-uri. Sunt KPI-uri de analiză și KPI-uri de creștere. Măsori foarte mult și ar trebui să măsori tot ce poți. Dar le măsori, le stochezi și atunci când ai nevoie să faci o analiză, când ai nevoie să iei o decizie, atunci intri în ele. Intri în ele să găsești ce înseamnă de fapt. Dar nu le raportezi zi de zi, săptămână de săptămână, trimestru de trimestru. Decât dacă apare o problemă sau nu suntem pe KPI-urile de creștere acolo unde vrem. Da? Să zicem că noi am pus un KPI de creștere, băi, marja noastră trebuie să crească de la X la Y. Băi, dacă ea a crescut de la X la Y, la ce trebuie să mă duc să analizez tot ce a crescut? Las-o să... Următorul obiectiv, care e? Când n-a crescut sau s-a dus în jos sau a apărut ceva acolo, abia atunci tot ce am măsurat noi și n-am folosit deloc până acum, atunci devin valoroase. Când fac analiză. Dar nu are sens să ne împovărăm cu ele când
Ceea ce știu din experiență, că dacă există aceste cifre, da, și se poate discuta câte trebuiesc, dar dacă există aceste cifre, sunt corecte și ai încredere, procesul acesta de trecere e mai ușor. Este, pentru că frica asta de a lăsa din mână și să nu primești nimic, da, ca nu, și control, nu e foarte greu. Dar dacă începi să ai, așa cum ai zis, 2, 3, 5, cât o fi, și ai încredere în ele, deja e mai ușor. Bine, nu sunt acolo, dar totuși lucrurile se întâmplă. Oamenii ar trebui să se gândească nu la a lăsa controlul, pentru că nu e despre asta. Este despre a avea control altfel. Nu este despre a lăsa controlul. Pentru că o companie fără control se duce în cap. E o tâmpenie asta cu hai să lăsăm control. Dacă nu există control pe orice și pe propria ta casă, dacă nu ți-o controlezi, o să am junglă aici și o să mă umplu de șerpi. Adică trebuie să existe control. Însă scopul antreprenorului nu ar trebui să fie să renunțe la control, ar trebui să schimbe modalitățile prin care are control. Modalitatea cu care e obișnuit este să aibă control pe cum. Cum se fac lucrurile și din asta îți dă seama dacă merg în direcția bună sau nu. Schimb spre a avea control pe ce. Adică pe rezultatele finale, care alea trebuie măsurate cumva. Cumva trebuie să existe un fel de măsurătoare. Și tu ai zis-o foarte bine și un lucru la care nu m-am gândit până acum, sincer, în ce, că lipsa de încredere a antreprenorului în cifre, chiar dacă tu vii din exterior și zici, ăstea sunt, ăstea ar trebui să fie. Dacă antreprenorul nu are încredere în cifrele alea, nu va funcționa. M-am confruntat la concret cu treaba asta. Și acum, după 2-3 ani, începem să ajungem acolo încât comparăm cu contabilitatea lunar și mai ales o dată pe semestru și cei de la controlling efectiv semnează că cifrele sunt corecte. Și iarăși încep să am încredere în aceste cifre. Da. Acum nu știu cum ai ajuns să spui niște cifre care nu aveai încredere în ele. De unde ai plecat în procesul? Problema e că atunci când le facem aceste cifre, și mai ales la noi e un pic mai complicat, cum avem mai multe linii de business și există o firmă care prestează aceste servicii adiacente, complementare, adică nu activitatea principală. Și atunci, între firme, se mai fac facturări. Uh-huh. Sunt anumite cheltuieli care sunt comune. Uh-huh. Și atunci, extra contabil, aceste cifre totdeauna trebuie să ajustate. Însă, dacă începi să ajustezi, deja nu mai știi. S-a făcut o greșeală, nu s-a făcut o greșeală. Dacă există o schimbare mai mare, începi să te întrebi oare de ce. Din perspectiva asta ai venit. Probabil că dacă există o singură firmă, totul este curat, totul, atunci se poate organiza un pic mai ușor. Dar și un grup de firme, numai să fie văzut ca grup de firme, nu ca o firmă cu multiple linii de business. Că de aici apare foarte mare problema în controlling-ul de conta. Este, mulți își văd liniile de business, mulți își văd lucrurile ca niște linii de business, când de fapt sunt business-uri separate, ar trebui să fie business-uri separate. Să zicem, mai o companie principală unde de acolo achiziționezi pentru prima oară, să zicem, clienți, da? Și ai alte 3-4 companii în jurul ei care iau acei clienți și le vând și altceva și altceva și altceva și altceva. Pentru că de ce mai multe ori așa se începe. Ideea este că prima asta companie trebuie să vândă cu adevărat clientul. Adică să te gândești că vine o altă afacere, tu vinzi cuie și vine o afacere la tine care vinde lemne în care se bată cuielele. Și zice, băi, dă-mi și mie clienții tăi care cumpără cuie că vreau să revând și eu lemne. Dacă te gândești în felul ăsta, ce faci? Păi îi vinzi fiecare lead. Ai un lead și omul ăla zice, sunt dispus să-ți plătesc 100 de lei pe fiecare lead. Și atunci pot să o trec în contabilitate și în același timp business-ul ăla care vinde lemne poate să-și calculeze profitabilitatea lui corectă.
Pentru că dacă nu ar fi plătit aia 100 de lei pe lead-ul ăla, ar fi trebuit să facă un efort de marketing, un efort de vânzare, care îl costa poate 200 de lei. Și aici vin lucrurile care e foarte greu de evaluat. Ce, cât costa. Adică, din cauza asta, sunt acele neîncrederi, dar și dacă este o singură companie și are câteva centre de cost, așa le spune. Și între centre de cost, cum avem fabrica de mobilă și uși și ferestre, deja între cele două sunt anumite costuri care trebuie să împărțite. Da. Cum împarți? Și atunci totdeauna sunt niște calcule care la un final, de fapt, contează venitul fabricii. Dar dacă începi să intri în amănunte ceea ce ai spus în detalii, deja vezi niște anomalii. Dar dacă cifra finală corespunde cu contabilitatea, atunci ești liniștit că e în regulă cifra, că în detalii poate că un cost trebuia un pic altfel grupat, deja sunt niște detalii, dar cifra finală e ok. Da, o întrebare. De ce te implici tu în analiza asta? Adică, crede-mă, sunt oameni mult mai buni ca tine să facă analizele astea. Și să-ți... Pentru că sunt, asta face de multe ori auditul financiar bun. Unde există audit financiar? De-aia plătești pentru audit financiar. Că dar nu... toată structura aceasta trebuie creată în momentul în care vrei să treci de la acel nivel de conducere manuală la un alt nivel. Uite, asta e trecerea asta. Până la un moment te bazezi pe tine. Pe logica ta, pe ce știi tu, pe experiența ta. Când vrei să faci saltul ăla, unul din lucrurile pe care trebuie să le accepti este că ai nevoie să te bazezi pe experți, nu pe tine. Pentru că, de fapt, aia îți și permite să crești. Tu ai blocat de cel mai multe ori compania să treacă de un anumit nivel. Pentru că tu ai zis, eu știu cum să controlez finanțele. Eu știu cum să fac un marketing bun. Eu știu cum să vând și așa mai departe. Și ai ajuns la infatuarea asta la care ajungem toți. De ce? Pentru că eu am plecat de la zero și uite-mă, am o firmă de 10 milioane. Și ajungem toți la infatuarea. Dar eu am făcut-o. E ca cum ne ziceam mamele noastre. Eu te-am făcut, eu te omor. Adică... Cam acolo suntem. E, și acum trebuie să acceptăm că să mergem la pasul următor, trebuie să ne bazăm pe experți. Și, de exemplu, când vin companiile la mine și spun, ok, dacă tu ai venit la mine cu problema asta, eu spuneam, uite expertul, ăla știu că ăla o va face bine. Îți va veni cu bugetele împărțite așa cum ar trebui, care trebuie să fie procesele contabile, astfel încât să se poată ține centrele de cost separate și toate lucrurile clare. Și odată la 6 luni de zile, în funcție de dinamicitatea companiei, odată la 6 luni sau odată la un an, audit financiar. N-am cum altfel, sincer, n-am cum să mă bazez pe omul meu de financiar din firmă pentru un an fără audit. Nu pot decât dacă stau acolo cu el. E foarte logic ceea ce spui, este un pas care trebuie făcut, exact cum spui. Și sunt foarte multe linii care trebuiesc organizate și organizate paralel. Cum ai zis, începând de la marketing, controlling, vânzări, HR, poate să fie departamentul juridic, toate astea, încetul cu încetul, da, trebuie să bazezi pe experți. De multe ori asta înseamnă că să nu angajezi specialist în domeniu, pentru că de multe ori dimensiunea încă nu se justifică. Da. Trebuie să găsești firme de afară cu care să încheie un sau contract. Sau freelanceri. Exact. Tot acest proces trebuie gândit și făcut pas cu pas, pare cu acea schimbare de gândire a antreprenorului. Știi că vorbeam noi înainte de podcast. Ce vine prima? Prima vine organizarea sau și după aia vine scopul sau primul vine scopul și apoi se organizează sub.
din experiența mea, primul vine scop. Și apropo de trecerea asta, primul și primul lucru e misiunea și viziunea. Chiar dacă sunt cele mai ezoterice, buru-buru lucruri dintr-o companie, fără un scop clar al afacerii, un scop, nu știu cum să zic, să te și motiveze, dar să fie și clar în cifre, în băi, acolo mergem, n-ai cum să începi asta. Sunt de acord și, de fapt, cred că chiar la tine am citit, dar mă rog, este o realitate ca, de fapt, acea viziune, misiune, dar nu numai enunțat, ci da, să există și să imbibe în toată organizația, acela este care înlocuiește prezența antreprenorului, da, la un moment dat, după exact un timp. Mult n-am înțeles efectiv, că se tot discuta și la facultate, și la training-uri, viziune, misiune. N-am înțeles viziune, misiune. Suntem acolo, mereu, știm unde ne-și facem. Pentru că tu îi ții locul. Dar exact, când tu ai ieșit, deci trebuie să fie ceva care îi ține locul. Trebuie. De asta zic, mulți vin și zic, dar eu am ajuns aici la 10 milioane, 20, la 50 de milioane, fără scop clar și viziune. Păi normal, ai fost acolo. Nu trebuie să ai neapărat foarte clară misiunea și viziunea dacă ai de gând să fii acolo, știi? Dar ca să ieși, e ca și cum, ca asta zic, dacă tu iei o echipă de fotbal, se organizează cât de cât singur dacă le spui care e scopul. Scopul e să bag mingea asta, doar cu piciorul, în poartă ălea. Da? Și există un joc. Se întâmplă ceva. Dar dacă iei 11 oameni și îi pui pe un teren, le dai o minge și nu le mai dai scop, ce fac? Da. Nu există nimic. Nu au în jurul cui să se organizeze. Se plictisesc tu 10 minute. Exact. Ce poți să faci cu mingea dacă nu o bagi în ceva? Da? Și ăsta e primul pas. Scopul al dracului de clar. Fără aia n-are sens să începi nimic altceva. Doi, trebuie să înțelegi cum ajungi să controlezi un business în care nu ești. Și unul, stabilește-ți care sunt punctele critice ale business-ului. Ce ai nevoie de fapt să controlezi? N-ai nevoie să controlezi tot. Da. Unele lucruri pot să meargă foarte bine fără ca tu să știi nimic, să n-ai niciun KPI pe ele. Merg. Da. Dar care sunt punctele critice din business-ul ăla? Și ălea de cel mai multe ori vin din acest scop, punctele critice. Tu, ca să poți ajunge acolo unde tu ți-ai propus, câteva lucruri trebuie să meargă al dracului de bine. Nu știu, poate producția și marketingul, sau poate customer care-ul și vânzările. Sunt în funcție de business, că dacă fac producție de mobilă, poate un punct critic la tine este să fii adoptat de publicul larg, să îți accepte tehnologia aia nouă pe care tu o folosești pentru a produce mobilă. Ăla este un punct critic la tine, un alt business nu este deloc un punct critic. Așa că, care sunt punctele critice care fac business-ul să meargă sau nu? Pe lângă cele pe care le știm toți. Cifră de afaceri, marjă, profitabilitate, EBITDA, cele financiare, productivitate, fără alea. Alea, cum să zic, e ca și cum nu mă duc să-mi fac analizele doar să văd că n-am tensiunea 20. Aia ar fi bine să nu ai acolo. Restul te mai uiți după. Din aceste puncte critice trebuie să rezulte acele măsurători care îți oferă controlul pe rezultat. Dar după ce asta s-a întâmplat, trebuie să înțelegi de fapt că jobul tău principal în business este să recrutezi oameni și să le dai obiectiv.
și să evaluezi normal progresul pe acele obiective. Ăla devine singurul tău job. Mulți pornesc un business din pasiuni, pentru că au o pasiune pentru ceva sau pentru altceva. Ceea ce nu realizează însă este că ajung să facă 10% din timp acea pasiune și 90% din timp trebuie să facă cu totul altceva. Management și antreprenoriat și mai departe. Așa că dacă vrei să transformi pasiune în business, trebuie să accepti compromisul. Dacă nu vrei să-l accepti, ține-l la nivel mic, să poți să încă să-ți exerciți pasiunea și să faci și ceva bani din asta. Dar, din nou, trebuie să-ți accepti, după ce ți-ai stabilit viziunea, misiunea, știi clar care ți-e scopul, băi, trebuie să-ți accepti nou rol. De fapt, tu ce faci? Ceea ce tu faci sunt recrutări, obiective și evaluări de progres. Și cum rămâne cu inovația? Inovația deci eu în o capul fac meu, ei. În perspectiva nouă, eu așa cred și mi-a trebuit timp ca să-mi realizez că, da, poate sunt bun în pe partea asta de a vedea oportunitățile, de a inova. Însă nu sunt bun exact în ceea ce spuneai și este un rol foarte important în management, tocmai în acele lucruri care trebuie să făcute foarte consecvent. De exemplu, evaluarea, de exemplu, adică pune de obiective foarte clare. Sunt niște lucruri care trebuie să făcute foarte consecvent și care deja începe să fie un fel de rutină. Eu acolo mi-am dat seama și nici nu-mi place să o fac. Pentru mine știi cum sunt alea. Apropo, deci de ce eu am ajuns să fac sisteme de management și toate lucrurile astea? Pentru că urăsc management. Nu pentru că îmi place management. Îl urăsc. Din perspectiva mea este doar un rău necesar. Și atunci am făcut sisteme de management care să-mi permită să fac doar 10% din timp management. Să nu fiu nevoit să fac 90% din timp management. Și pentru mine, cum văd lucrurile astea? Stabilitul de obiective, evaluarea progresului o dată pe lună. N-ai mult de făcut la o companie, pentru că evaluarea progresului tu o faci doar cu 3, 4, 5 care sunt liderii principali. Atât. Da? Când ai mai multe companii, o faci doar cu CEO-ul fiecărei companii. El o face mai departe cu ceilalți lideri. Da? Și atunci fac evaluarea rău necesar pentru mine este să accept și să vin cu obiective în plus dacă e nevoie, trimestrial, și să fac evaluarea progresului constant. Că o fac o dată la 2 săptămâni sau o fac o dată pe lună. Iar restul e vorba de recrutări. Prima oară ai grijă compania să știe să lucreze pe obiective. Nu pe mami, tati. Hai să facem, exact. Să lucreze pe obiective trimestriale, să se știe. La fiecare trimestru se stabilesc obiective, fiecare și le asumă și așa mai departe. Va fi mult mai simplă trecerea. Pentru că începi și tu și vezi, ok, care sunt de fapt obiectivele importante, care contează, care nu contează și așa mai departe. După care începi și faci trecerea respectivă și nu te mai implici. Acum spui, chiar așa am făcut și noi, că am început să facem bugetare. Înainte nu făceam. Acum 5, 6, 7 ani nu făceam. Lucram, așa cum spui, vindeam, ne uitam la cifre, dar nu exista acea bugetare. După care am început să ne punem niște obiective financiare, în primul rând. Uh-huh. Și pe partea de venituri și pe partea de cheltuieli. Da, și încetul cu încet a început să devină o obișnuință, fiecare manager trebuia să facă bugetare până la sfârșitul anului, care o acceptam și pe urmă, la totdeauna era o cerere de-a mea că trebuie să există creștere, indiferent ce făceam, dar să crească
și pe urmă puneam acele bonusuri financiare legate de creștere. Nu de rezultat, ci de creștere de rezultat. E, aici e cu cât la început când faci trecerea ești obligat tu ca antreprenor să pui obiective. De cele mai multe ori, pentru că oamenii nu sunt obișnuiți cu stilul ăsta de lucru și mai ales când n-ai lucrat tu niciodată cu ei așa, nu știu exact ce să fac. Și atunci la început ești obligat tu să vii cu obiectivele, tu să le dai cumva direcția. După ce s-au obișnuit cu asta, oamenii, tu te oprești să mai pui tu obiective. Trimestrial, oamenii vin, trebuie să vină ei cu propunerile lor de obiective pentru următoarele 90 de zile. Și aici ce îmi place să fac este să le spun așa, îmi propuneți obiectivele și bonusurile pe care le vreți pentru atingerea obiectivelor. Le las în puterea lor. Asta înseamnă că nu pot să negociez, stai puțin, nu? Sau că trebuie să le accept pe toate. Însă, de ce fac asta? Pentru că, de fapt, asta este gândirea antreprenorului. Antreprenorul când vrea ceva, zici, vreau o mașină în plus, da? Primul lucru la care se gândește, ok, de unde pot să mai fac rost de 50-100 de mii sau cât e mașină? Cum fac banii aia ca să-mi iau mașină? Așa vreau să-mi gândească liderii. Să zică, băi, eu anul ăsta am eu personal niște obiective, vreau să-mi dau copilul la școala aia care e foarte scumpă, și vreau să iau nevastă mea geanta aia care îi place ei și vreau să-mi iau eu ceasul ăla care e 20.000 de euro. Bun, astea sunt obiectivele tale, personale, materiale și nu știu ce. Și apoi vreau să-i gândească așa, bun, ce pot eu să propun pentru compania asta, eu să realizez astfel încât compania să vrea să-mi dea banii. Și în direcția aia vreau să-i duc pentru că ai direcția de lider, de independență, de responsabilitate. Dar e responsabilitate cu independență. Nu este, eu îți spun ce să faci, eu îți spun ce bonus îți dau. Nu, vreau să retransmit chestia asta. Acum, dacă vii cu, îmi ceri un bonus de 20.000 de euro pe o chestie care pentru mine valorează 3.000 de euro, îți voi spune asta. Pentru mine chestia asta valorează 3.000 de euro. Vrei 20.000? Ori vii cu altceva, ori ridici mult ceea ce mi-ai propus, ori atâta pot să accept, 3.000, că atâta valorează pentru mine. Și trecerea începe să devină mai clară, pentru că din nou începe să prindă business-ul, începe să devină o entitate. De ce? Nu mai vii tu să spui ce ar trebui să, care ar trebui să fie obiectivele. Tu doar vii și spui, sunt de acord cu asta. Și cu asta nu. Și tu m-ai întrebat ce faci cu inovația. Inovația o delegi prin obiective. Același lucru. Inovația nu este un scop, inovația este o consecință. Dacă eu îți cer să ajungi de aici, în România, în 2 zile, tu nu ești obligat să inovezi. Te duci, ții un bilet de avion, te-ai urcat în avion, ai ajuns în România. Dacă îți cer să ajungi de aici, în România, în 2 ore, ești obligat să inovezi și scoți Concordul. Acolo se petrece inovația. Când ai oameni destul de buni, dar și destul de nebuni încât să accepte chestia aceasta. Că aici mai sunt două chestiuni. Da, dacă ai oameni destul de buni. Și o altă întrebare care am, adică sunt curios ce gândești despre asta. De multe ori această trecere nu se face chiar dacă în cap antreprenorul a luat decizia, vrea să o facă, însă nu are cunoștințele necesare. Și atunci rămâne aceea de a apela la un ajutor extern, la un consultant. Pentru că asta e realitatea, da, este bun poate în ceea ce face, știe să facă o mobilă, știe poate să conducă 5, 10, 20 de oameni, însă să treci de la un sistem la altul necesită total alte cunoștințe.
cum crezi că trebuie făcut sau care, care e părerea ta de a implica firme din exterior și firme de consultanță și cum să se facă acest lucru, pentru că, cum știm, sunt mulți șarlatani și în domeniul ăsta care vine, sunt foarte scumpi, dă niște sfaturi după care a plecat și tu rămâi tot acolo. De cele mai multe ori vorbesc din cărți, nu din care e realitatea business-ului. Și mai mult decât atât, ei nu au construit de cele mai multe ori în viața lor un business, în afară de ăla de consultanță. Mare majoritate. Da. Și atunci vii tu să-mi spui cum să fac în producție, când tu tot ce știi este să vinzi lucruri care sună bine și logic. Nu e tocmai ok. De asta nu sunt foarte mare fan consultanții. Dar eu folosesc ca și consultanți experți. Și anume, de ce îmi trebuie un consultant nu știu de care, când pot să îmi fac prieten sau să-i dau un 5% unui antreprenor care a făcut deja asta și care e dispus să mă ajute. Și sunt mulți care sunt dispuși să ajute. Fă-l cointeresat și te va ajuta să faci tranziția. E mai sănătos, este mai sigur decât să te duci la consultanți. Nu zic consultanții nu sunt răi. Consultanții îi folosesc acolo unde sunt domenii foarte specifice. Da? De genul, pe financiar e nevoie să, uite, acum într-una din companii trebuie să luăm, pentru că până acum a crescut și am ajuns la 30 ceva de firme și acum trebuie să luăm alea 30 ceva de firme să se pună într-un grup financiar care să aibă putere, nu se poate merge așa în continuare. Acolo folosesc un consultant financiar. Directorul economic este foarte bun, este un CFO foarte bun, însă experiența lui pe a face 30 de mergers nu este cea mai bună. Și atunci găsesc un consultant exact pe specificul ăla. Dar consultanți generali și pe tranziții de genul ăsta, eu nu știu. De asta când mie cineva zice că eu sunt consultant, nu sunt mâncați așa ok, am crescut sute de afaceri, lasă-mă în pace. Sunt consultant în semnul că spun ce funcționează și ce nu. Dar n-a fost niciodată scopul meu să fiu consultant și în niciun caz un trainer sau speaker, că sunt vai de capul meu acolo. Și asta mă enervează cel mai mult la ei. De asta nu recomand să mergi cu teoreticieni. Pentru că teoria aia, deși fundamental, ea poate să fie bună. Băi, fundamental, cum să zic, toți vin și spun, ar trebui să lucrez pe obiective. Dar nu înțeleg dedesubturile, nu înțeleg ce te va opri pe tine să faci chestia aia, cum ți se vor opune oamenii în procesul ăsta, ce să faci atunci când se întâmplă chestia asta, știi? Ei doar îți spun teoria, la fel cum și mie îmi spun o chestie de genul, ok, vreau să slăbesc. Mănâncă mai puțin și slăbești. Cunosc, dar nu trebuie prea multe teorii pentru asta. Oameni care să-ți spună ce ar fi bine, sunt mulți. E partea de a face tranziția. Cumva de asta și am făcut MBA-ul ăsta pentru toți cei care folosesc softurile în digital, e să explic cu adevărat pas cu pas cum fac lucrurile astea, cum fac tranzițiile astea și în companiile mele și în alte companii, cum se întâmplă. Care sunt pașii. Da. Dar uite, aici, apropo de trecerea asta, după mine, un lucru critic în a face trecerea, un lucru care schimbă aproape tot, este să angajezi pentru prima oară în viața ta un lider. 90% dintre antreprenori nu știu cum este să aibă ca angajat un lider adevărat. Un om care odată ce au vorbit un obiectiv, n-aud nimic de la el,
nu știu nimic de el și îți vine peste 3 luni și ți arată, uite, l-am făcut, am dat peste problemele astea, le-am rezolvat așa, am reușit să o fac cu un buget cu 5% mai mare sau cu 10% mai mic și uite ceea ce am promis. Care următorul obiectiv? Exact. De cel mai multe ori vă spune el, acum vreau să-mi propun aia pentru că și pentru că și pentru că. Asta e. Majoritatea antreprenorilor, ei nu știu că există așa ceva. Nu cred, n-au, sau dacă cred că există, n-au simțit vreodată cum e să lucrezi cu oameni de genul ăla. Și ar trebui să te grăbești cât mai mult să găsești unul. Că după ce ai găsit unul, după aia e foarte ușor să îi multiplici. Problema e prim. Da, am un credo că acei oameni care au făcut lucruri mari, cea mai mare calitate a lor este tocmai asta ceea ce ai spus. Că găsesc acei lideri și sunt dispuși să lase să lucreze independenți. Chiar am avut o întâlnire interesantă cu un antreprenor din Zalău. Mă rog, ne-am întâlnit pentru o discuție și atunci am văzut prima dată, dar înainte să mă întâlnesc m-am uitat la cifrele lui. Este cel mai mare producător de ciuperci din România. Și ne întâlnim, atunci am văzut prima dată, la prima discuție am început să povestească de unde a pornit, cum aducea mașinile, daciile din Ungaria și cum făcea și cu... Adică, probabil că este un om talentat, pentru că altfel n-ar fi ajuns acolo. Chiar m-am uitat, o cifră de afaceri de 20 ceva de milioane de euro și în 2019 avea peste 3 milioane de euro profit. Produce ciuperci, cred că mi-a povestit, în 4 hale de câte 8.000 de metri pătrați, 1.200 de tone de ciuperci pe săptămână. Adică în domeniul lui este pe departe cel mai tare. Și discutând cu omul respectiv, căutam care este virtutea lui, cum adică a reușit. Pentru că nici din discuție nu are el talentul lui și are el gândirea sănătoasă, cu siguranță. Dar nu vedeai că, nu, uite, unul școlit care are nu știu câte facultăți și câte școli, unul simplu așa care... Și probabil asta e ceea ce spuneai, asta e calitatea cea mai importantă, că a găsit câțiva și a lăsat să lucreze. Faceți-le. Că de multe ori este o boală că crezi că te pricepi la toate și te bagi în toate și chiar dacă îi dai la cineva să o facă, ești imediat în spatele oare, o face bine. Și cu asta distrugi tot. Strici tot. Eu mereu am zis că e mult mai ușor pentru antreprenorii care sunt proști. Încep să cred și eu treaba asta. Pentru că pentru antreprenorii proști, ăia nu se bagă măcar. Și atunci când recrutează, nu recrutează ca ăia care, ca antreprenorii care știu lucruri. Pentru că aia care știu lucruri, când recrutează, zic, hai mă că i-aș da o șansă ăsta, îl mai învăț eu acolo, îl mai ajut acolo, îl mai nu știu ce. Ăla care e prost, el știe că n-are cu ce să ajute. Ăsta ori mă convinge că poate, ori nu-l recrutez, că eu n-am ce să-i dau. Nu știu ce să-i dau, pot să-i dau doar scopul și cu resursele, mai mult n-am ce să-i dau, știi? De asta eu, lumea râde, dar eu chiar zic, în momentul în care recrutezi, gândește-te la tine că ești cel mai idiot om posibil. Bă, nu poți să-l ajuți cu nimic pe omul ăla. Dacă te convinge că poate în contextul ăla, atunci da, merită o șansă. Dar dacă nu te convinge, nu. Și foarte mulți fac compromisuri. Foarte mulți. Astea sunt cele mai scumpe compromisuri din business, în recrutare. Zic, hai că nu are abilitățile, trebuie să-l învăț eu, dar are un caracter bun. Sau știi că e și vorba aia în recrutare, hire character, train skill. Da? Bă, ce bullshit! Zău,
Nu mâncați și trebuie să fie amândouă. De ce trebuie să fie una sau alta? Tu când ai luat-o pe nevastă ta, cum ai zis? Are... Să fie frumoasă, că de proastă o să învăț. Exact. Sau invers. Cum așa vine ceea ce spunea? E urâtă cu spume, dar are caracter frumos. Da. Nu e chiar așa. Are nevoie, trebuie să te și atragă și să aibă și un caracter frumos. Că așa funcționează. Și mulți intră în... Pentru că de multe ori să recrutezi un lider este ca o căsnicie. Este cu adevărat ca o căsnicie și zic, recrutează oameni cu caracter bun, dar n-au abilități. Sau recrutează oameni cu abilități, dar au un caracter infect. Niciuna din astea nu trebuie să faci compromisul la el. Și normal, mi se spune imediat, dar nu sunt destui oameni. Bă, dă-mă dreacu, am fost în 300 și mama lor de afaceri. Cum mă, doar eu îi găsesc? Chiar așa? Nu e adevărat, sunt oameni în România. Și mai mult, când n-am găsit oameni în România, i-am adus din Germania. Cu ce neamț ar veni să lucreze pentru o companie din România? Sunt care vin. Arată-i ce frumoase sunt femeile din România, ai să vezi că găsești. Încep mai multe motivații. Să-i da. Îi mai dă niște cârnați de la Petri. Petri. Să vezi cum stau în România, n-au treabă. Nu este ca și cum oamenii nu vor sau nu sunt. O altă provocare care văd aici la această trecere, chiar dacă, cum am discutat, primul pas este să ia antreprenorul decizia, să zicem că ia decizia. De multe ori nu o ia neapărat din cum să zic, din bună voință, ci ajunge la un nivel în care musea să facă ceva, că nu mai poate. O ia decizia, însă clișeul aceea zilnică, că tot mereu trebuie să stângi focul și nu ai timp să organizezi. Sau câteodată mai și organizezi, dar nu faci asta foarte conștient și fiecare zi. Și atunci lucrurile nu se schimbă. Pentru că focul este acolo, trebuie să stingi, sună telefonul, trebuie să răspunzi și ai o grămadă de lucruri de făcut, din care așa simți că nu te poți opri, dar dacă nu te oprești odată, niciodată nu se va schimba. Și chiar dacă ai luat decizia, vrei, ești dispus să investești, mai ales bani, care probabil există, nu poți să te rupi din activitatea zilnică. Și lucrurile nu se schimbă din cauza asta. Pentru că în momentul respectiv, dacă te rupi, probabil lucrurile o să pornească în jos. O perioadă. Dar dacă nu ești dispus să accepti treaba asta, să asumi acest risc, șansa să se schimbe lucrurile este una mică. E o experiență personală. Sunt ambele. Sunt și business-uri în care au explodat în momentul în care am scos antreprenorul de acolo. Pentru că bloca mult prea mult business-ul. Și la fel sunt business-uri în care antreprenorul chiar făcea, suplinea mult și a avut nevoie de 1-2 ani să revină pe o traiectorie independentă. La fel când îți pleacă copilul de acasă. Are șansa ca să continue să crească frumos, treptat și așa mai departe, sau s-ar putea să aibă și o scăpare în libertate, în așa, după care se întoarce la un drum ok, nu e ca și cum rămâne acolo pentru totdeauna. Dar ce ai spus tu e foarte adevărat. Să poți să accepți că e posibil să ai și o pierdere și asta nu înseamnă că trebuie să oprești procesul sau să intri tu neapărat înapoi și să rezolvi problemele. Este o parte normală din tranziție. Deci trebuie foarte multă hotărâre și disciplină în treaba asta. Dar tu ai zis o chestie care eu nu sunt de acord cu ea. Tu ai zis, mulți dintre ei ori își propun să facă tranziția asta, ori mulți sunt obligați să o facă, știi?
Și nu e că nu sunt de acord cu tine că sunt astea două scenarii, dar cei care de cel mai multe ori nu reușesc sunt cei care sunt obligați să o facă. Pentru că dacă scopul tău este să scapi de durere, nu vei scăpa. Mă, pur și simplu nu vei scăpa. Pentru că la început e o durere mai mare decât cea pe care o ai acum. Și atunci vei vrea să renunți la durerea aia mai mare, să te întorci la durerea pe care o cunoști foarte bine. Ca să poți să faci, nu mai știu, mai zic doctorii la anumite chestii. Înainte să te faci bine, va deveni mai rău. Așa e. Asta e tranziția. Și atunci, dacă nu ai un scop, scopul tău să fie clar, știi, băi, chiar vreau să mă duc acolo și voi trece prin dureri mai mari decât am acum, ca să poată să-mi fie mai bine, dacă nu ești dispus să faci asta, vei renunța și te vei întoarce înapoi la stins incendii. Pentru că e mult mai greu. E, cum să zic, dacă a fost greu atunci când erau toate sub controlul tău și munceai mult, este mai greu la început când simți că nu mai... Deci ești legat de mâini și de picioare și acum tot ce poți să faci e să schimbi om. Asta e tot ce poți să faci. Că asta e puterea ta. Să aduci un om mai bun și să-i dai resursele și să aștepți să vezi dacă merge. Și să te uiți cu sufletul la gură, oare face bine sau nu face bine. Dar n-ai voie să-i dai. Bine, indicații poate da, dar n-ai voie Pentru să. cei care își permit, ar fi bine să plece din țară. Este un loc foarte bun. Și mulți antreprenori, eu ce le-am făcut, eu îi mutam în alt birou. Dacă nu puteau să plece din țară, ziceam, bun, unde e firma? Aici. Ok, foarte bine. Îți iei un birou singur, în capătul celălalt, și acolo lucrezi. Tu n-ai ce căuta în biroul ăsta, liderii tăi vin la tine când e nevoie. Normal că nu e la fel de productiv ca și cum ai fi acolo, dar te învață. Și pe de altă parte nu se poate altfel. Deci, experiență proprie, ți-am povestit că acum am predat postul ăsta de CEO sau ce eram eu înainte și este un director general delegat. Eu eram acolo, ne-am înțeles în condiții. El este directorul, nu sunt eu. Eu am rămas pe partea de inovare. Însă și din obișnuință, și probabil și din temere, mă rog, oamenii au venit la mine, pentru că așa erau obișnuiți. Eu luam deciziile. Și am făcut de câteva ori greșeala că au venit și am dat cum trebuie făcut. După un an de zile de colaborare am ajuns cu cei doi indivizi cu care am discutat că lucrăm împreună la această tranziție să rupem înțelegerea. Din cauza mea. Mi-au trebuit 2 zile. Am plecat undeva, 2 zile am discutat și am rediscutat și mi-am dat seama că da, am făcut o greșeală. După care, condiția să continuăm împreună, așa a fost că la prima dată când îmi trec peste atribuțiile mele, mă costă 3.000 de euro, a doua 6.000 și a treia nu mai există că pleacă. Deci efectiv, pentru că, și nu din răutate, din obișnuință, 15 ani așa am făcut, poate mai bine, încât totul trecea prin mine, eu dădeam indicații și Să vin acum și să spui nu, e greu. Dar în același timp devine plăcut în timp. Da. Devine foarte plăcut în timp. Eu am zis că două lucruri fac un business fun, distractiv și nu o corvoadă. Oamenii cu care lucrezi și la ce lucrezi. La ce lucrezi? Să lucrezi la lucruri care te pasionează cu adevărat în businessul ăla. Adică cum ți-ai ales tu inovația, asta îți place, asta îți place, să găsești oportunități noi, să te împlinește, știi? Dar este și cu cine lucrezi. Pentru că dacă lucrezi cu oameni care de fiecare dată se uită la tine să-i decizi, cu oameni care dacă îi văd acum și îi văd peste un an, parcă sunt exact același om, parcă n-a nimic în plus. Îi cunosc perfect, de-aia e vorba aia mea când zic că faptul că nu te-ai schimbat deloc nu e compliment. Chiar nu e compliment dacă nu te-ai schimbat deloc. Și
să fie oameni care îți place să ai o chimie. Trebuie să ai o chimie, să-ți placă să vorbești cu ei pur și simplu. Dar doi, caracter și abilități. Adică să te învețe, să te surprindă, să îți arate lucruri care tu nici nu te-ai fi gândit că se pot. Aia face un business distractiv. Pentru oameni, de cel mai mult este o corvoadă, pentru că ei sunt înconjurați de oameni dependenți de ei. Dar de multe ori noi ne facem. Păi noi nu o facem, că dar noi, cine? Nu-i dăm acea autoritate, nu-i lăsăm să o facă, pentru că poate greșesc, poate nu fac bine. Și de multe ori de asta nu reușim să creștem. Sau atunci când greșesc, îi batem de lesar capacele de parcă au distrus lumea. Vai, și dacă fac ceva bine, apoi ăla... Câteodată vedem, de mai multe ori nu. Știi care e regula mea? Că de fiecare dată le o impun la CEO și la antreprenori în întâlnirile de evaluare. Jumătate din timp trebuie petrecut pe ce a mers bine, laude și mai departe. Jumătate din timp pe ce n-a mers bine și probleme. Dar important aici e din timp. Pentru că dacă le spui... Trebuie să fie trei lucruri care au mers bine și trei lucruri care n-au mers bine și să fie discutate în întâlnirea asta. Știi ce se întâmplă? În 5 minute se turuie ce a mers bine și 55 de minute doar pe probleme. Și oamenii simt după întâlnirea aia că totul merge prost. Că ei n-au făcut absolut nimic bine. Asta deci simt. Poate a făcut o singură greșeală. Exact. Dar s-a stat de vorbă pe ea 50 de minute... Și alea trei lucruri care fuseseră foarte bune s-au spus în 5 minute. Ok, am trecut peste ele, hai să vorbim despre ce nu merge. Că ăsta ne e stilul. De-aia și zic la antreprenori, bă, dar voi mă sunați doar când aveți probleme. Pentru că știi cum fac? Mă mai sună prieteni la fel la antreprenori și îmi zic, am o problemă cu aia, poți să mă ajungi pe mine? Zic, ok, zic, care e problema? Și zic, problema, stăm o oră, zic care văd eu că e soluția. Și după aia zic, a, să știi că ce mi-ai zis tu acum ceva timp mi-a adus câteva milioane în plus, mulțumesc. Hai pa. Bă, lasă-mă trecut, dar încep și tu cu aia. Lasă-mă să mă bucur și eu puțin de un succes și apoi zic și de problemă. Pentru că ajungi și simți că vorbești doar despre probleme, nimic nu mai este bine. În business. Dar tu ai trecut să ai un lider care pur și simplu să-i dai obiective și odată ce le-ai acceptat să uiți de ele și omul să le facă? Da, deci suntem la nivelul în care sunt obiective financiare. Uh-huh. Am formulat obiectivele pe 3-5 ani. Uh-huh. Obiectivele mari, ca știu, market share, ca unde vrem să ajungem, știu, în solar, în imobiliare. Deci avem un proiect de niște ținte de 5 ani de zile, din care, pe urmă, anual, când se fac bugetările, ne raportăm la ce. Am ajuns la nivelul acesta. Nu pot să zic că, în ghilimele, dorm liniștit. Dorm liniștit, însă mă uit. La cifre, sunt, nu sunt. Există un sistem care tot i-a introdus un raport zilnic. Uh-huh. Nu mai e zilnic, inițial a fost zilnic, tocmai ca să fiu eu mai liniștit, dar acum e un raport săptămânal. Raport zilnic e... Un raport săptămânal care, adevărat, că nu... Acolo unde nu simt sau văd din cifre că nu e în regulă, acolo intru un pic mai adânc, mă uit la concret, cam cu ce se ocupă mai mult la nivelul nostru sunt doar directorii de firme. Ei, uh-huh. ei trimit aceste rapoarte săptămânale acum. Deci nu zic că nu mă uit și nu caut și nu, dar nu mai dau nicio dispoziție direct lor. Câteodată scriu câte o scrisoare de jumătate de pagină la directorul general. Dar da, suntem la nivelul acela în care avem aceste obiective financiare, avem un obiectiv pe 3-5 ani care nu neapărat financiare, adică, știu eu, ne-am setat că am dorit că în 5 ani de zile
în domeniul acesta solar, de energie regenerabilă, să devenim printre primii trei la nivel de Transilvania, nu neapărat la nivel de România. Acesta este un obiectiv pe 5 ani la firma aceasta de solar. De unde am început să ne uităm la cifre, cine sunt cei mai mari și unde ar trebui, ca să ne raportăm la cifre, ce ar trebui să realizăm în 2021, 2022 și până în 2025. Cam asta e nivelul unde am ajuns până în momentul de față. Da, e un nivel foarte bun. Nu aș pune niciodată pe 5 ani, aș pune pe 10, că e mai sănătos. Dar e un început ok. Nu aș vrea atât de des raportările. Maxim, deci maximum de raportare ar fi la 2 săptămâni, maxim. N-aș face raportările scrise, ei să și le scrie, dar să vină să ți le prezinte. Este cu totul altceva. Bine, este și un instrument de management în sensul că așa e, așa au gândit ei și așa au introdus că există un planificare pe săptămână. Așa e regula, că, bineînțeles, fiecare pot să facă în timpul lucrului, dar dacă nu, duminică seara până la ora 12, trebuie să susească planificarea pentru săptămâna viitoare. Nu asta e ideea, să se facă în weekend, dar să o facă până atunci. Și atunci, pe acela se pornește următoarea săptămână și față de ce s-a planificat, ce s-a reușit, ce nu s-a reușit. Și ei o fac pentru ei, sau nu o fac, nu știu, zilnic, dar se trimite o dată pe săptămână. Și la rândul lui, pentru middle management, la fel e gândit așa. Nu știu dacă neapărat e sănătos, plus că acolo unde știu că lucrurile merg nu prea mult. Nu prea, câteodată luni, nu mă uit, avem evaluare pe fiecare 3 luni. Acolo nu se trebuie disciplină unde lucrurile merg. E vorba unde nu merg. Dar astea ar fi sfaturile mele ca să mergi mai mult înspre tranziția aia. Oamenii ar trebui să scrie aceste raportări. Eu vorbesc să nu mi le trimită mie. Eu nu le vreau. Dar dacă le cer odată, trebuie să fie făcute. Pentru că ele ar trebui să fie trecute în responsabilitățile lor. Și dacă vreau odată să le verific și nu sunt trecute, există consecințe pentru asta. Da, poate o idee să nu trimită prin mail, să fie undeva salvat la care să am și eu acces. Exact. Da, și raportarea să fie făcută față în față. Este extrem, extrem de sănătoasă. Unu, vrei ca oamenii să poată să se laude. Să simtă, uite ce am realizat. Acolo unde a mers bine. Iar acolo unde n-a mers bine, în acela, din nou, vrei să fie față în față. Aici facem, și foarte consecvent este meritul lor, nu a mea, facem odată la 3 luni, la fiecare 3 luni, evaluarea semestrului. Față în față cu fiecare director de firmă. Asta e obligatoriu și chiar e față cu noi, eu și soția suntem proprietari, directorul și directorul firmei respective, el dacă consideră poate să aducă la acea evaluare eventual una, două, trei colegi. Unii aduc, unii nu aduc. Aici e diferența. Eu am în sistemul de management două tipuri de evaluări. Este evaluarea de progres și evaluarea de performanță. Evaluarea de performanță se face trimestrial. Acolo trecem prin obiective, prin toate cele, prin cum ai performat, responsabilități, cifre, tot. Ai evaluarea de performanță la lideri, odată la 3 luni. Însă evaluarea de progres este diferită. Evaluarea de progres este pur pe obiective, nu pe responsabilități, nu pe altceva. Și doar îmi prezinți progresul pe care l-ai făcut față de ultima evaluare. Și progres pe cifre financiare sau progres pe niște obiective? Eu nu am doar obiective financiare și aici apare partea cealaltă de... Pentru că un antreprenor poate să vină să zică, da, ok, eu pot să deleg obiective financiare, dar cum mai pun eu viziunea, cum mai cultura, lucrurile alea la care eu țin, cum le mai pun în companie? Și aici apar obiectivele, nu doar obiectivele financiare, apar
alte tipuri de obiective, obiective care să împingă în direcția pe care tu o vrei. De exemplu, ai obiectivul financiar, ok, dar poate eu vreau, sau cum văd eu business-ul meu, că îmi doresc ca oamenii să li se ofere un customer service de o calitate foarte mare. Pentru că pentru mine asta e important. Punct. Eu așa, asta e viziunea mea de antreprenor. Da? Și atunci vin cu un obiectiv măsurat prin câteva rezultate cheie care asta mă interesează. Vreau să îmi duci timpul de răspuns de la atât la atât. Vreau aia, vreau aia, vreau aia. Și ăsta e obiectivul. Știi? Și așa împing lucrurile astea. Împing. De asta eu nu am doar obiective financiare. Obiective financiare sunt o parte din lucruri. De ce? Pentru că de multe ori ai, până când vezi ceva în financiar, ai de făcut o grămadă de lucruri. Exact. Mai ales dacă ești într-un business mai inovativ și zici, ok, pregătim terenul pentru a putea să scalăm de 5 ori, da? Să zicem. Și de multe ori, un an sau doi, s-ar putea să vezi o creștere minimă, iar în anul 3, explozie. Dacă te uiți la cifre, tu zici, s-ar putea să renunți până la anul 3, știi? De asta e. La noi așa e gândit, că există acele obiective financiare, care evaluăm o dată la 3 luni și paralel sunt niște, așa spunem noi, proiecte. Adică atunci când se face bugetarea, sunt cifrele care dorim să, unde dorim să ajungem și prin ce acțiuni se ajunge acolo. Și atunci se creează niște proiecte. Că știu, mai angajăm doi vânzători. Eu le numesc tot obiectiv. Deci ăsta la fel, din 3 în 3 luni, prezintă cifrele, evaluăm și prezintă cum stă cu fiecare proiect. Eu la chestiile alea de proiecte, la alea spun că pe alea ar trebui să fie evaluarea de progres. Odată la 2 săptămâni, după aia când crești și ai lideri mai buni, odată pe lună. Iar apoi când crești și ai lideri și mai buni, poți să o lași trimestrial cu totul. Adică nu trebuie să ne auzim pentru nimic. Trimestrial venim, facem, vedem ce a fost și așa mai departe. Dar ca și tranziție, cam așa ar trebui, dar nu săptămânal. Poate ar trebui mai des să văzut această obiectivă. Toată lumea vorbește despre responsabilități și obiective. Și undeva, majoritatea oamenilor au undeva în colțul capului că știu că așa ar trebui făcute lucrurile. Oamenii să aibă responsabilitățile clare, obiectivele clare și să facă bine să meargă. Numai că mulți au încercat și nu s-a schimbat mai nimic. Au pus obiective, au scris responsabilități, au scris proceduri, lucrurile au rămas exact la fel. Ceea ce nu se înțelege este că ceea ce transformă în realitate responsabilitățile și obiectivele sunt evaluările. Fără evaluări, alea două n-au nicio putere. Sau dacă faci evaluări foarte rar. Sau foarte rar, sau mai ales dacă nu o faci obiectiv, adică pe obiective și pe responsabilități, nu îmi place de tine, mi-a plăcut cum zâmbești. Fain a ieșit. A ieșit fain, da, lucruri de genul ăsta, dacă nu e specifică pe lucrurile respective. Și mulți vorbesc din nou de obiective, de responsabilități sau de delegare. Dar foarte puțin vorbesc despre evaluare. Evaluare este lucru care transformă toate astea în realitate. Vrei oamenii să rămână focalizați pe obiective? La început, când nu sunt antrenați pentru asta, ai nevoie de o evaluare de progres mai deasă, o dată la 2 săptămâni. Cu cât oamenii devin ce în ce mai buni, poți să rărești. Poți să faci la o lună, la 3 și așa mai departe. La responsabilități, trebuie să fie minimum o dată la 3 luni. Minimum o dată la 3 luni. Asta eu numesc evaluare de performanță. Se face 100% pe responsabilități. Acum, când introduci un om nou în companie, prima evaluare ar trebui făcută la 2 săptămâni, a doua evaluare la o lună, a treia evaluare la 2 luni și a patra evaluare la 3 luni. Și vrei să faci asta pentru că ăla e... La nivel de conducere, spui.
Cum? La nivel de conducere. La toate nivelurile. Inclusiv când adaugi un vânzător nou, când adaugi un... După 2 săptămâni, evaluarea responsabilităților. Astea le-ai făcut bine, asta nu. Peste 2 săptămâni mai avem încă o evaluare. De ce? Este critic primul, sunt critice primele 3 luni pentru ca oamenii să învețe, ok, așa funcționează firma asta. Și pe asta trebuie să mă focusez. Exact. Și tu de acolo îți dai seama care sunt oamenii care merită să rămână. Pentru că foarte mulți, eu după toată experiența pe care o am, încă am undeva la 50% dintre oamenii pe care, câteodată e, sunt mai mult de 50%, dintre oamenii pe care îi accept în perioada de probă și ajung să treacă de perioada de probă. Mai puțin de 50% se întâmplă asta. Și totuși cred că știu să recrutez și tot mi se întâmplă asta. Dar dacă este, uiți, în companii, procentul este de mai puțin de 10% dintre cei care intră în perioada de probă nu trec. Adică 90%, peste 90% trec de perioada de probă. Este o cifră... Nu ai cum. Înseamnă că tu, în perioada de probă, evaluările tale sunt praf. N-ai cum. Poți să-mi spui tu, cu toate testele, cu toate lucrurile pe care ai putea să le faci înainte să bagi un om în perioada de probă, nu o să treci de 50%, nu o să treci. Și de asta e, cumva, antreprenorii ar trebui să înțeleagă de partea asta de evaluări, că astea sunt lucrurile care aduc, de fapt, obiective, responsabilități, cultură, care le aduc în realitate. Pentru că altfel doar vorbim povești. Și da, trebuie investit timp și energie ca acele obiective să fie foarte clare. Da. Probabil și aici greșim de multe ori că angajăm pe cineva la un post și uite, asta e business-ul, fale. Dar nu îi spunem acele obiective foarte... Nu le spunem foarte obiectiv ca pe urmă să putem măsura și să punem o oglindă. Uite, e ok sau nu e ok? Asta e o artă de a stabili obiective. De asta am introdus, de exemplu, în TBF Digital obiectivele măsurate prin rezultate cheie. Înainte și eu am folosit foarte mulți ani și a funcționat cât de cât, dar nu la fel de bine pe cât funcționează astea. Foloseam obiectivele normale, smart, specific, măsurabil, achievable și așa mai departe. De genul, ok, să creștem cifra de afaceri de la X la Y, să scădem timpul de răspuns la customer care de la 5 minute la 3, lucruri de genul ăsta. Problema mea este că obiectivele de genul ăla sunt neinspiraționale de cel mai multe ori și nu spun toată povestea. Pentru că tu poți să spui un obiectiv, să crești cifra de afaceri de la 1 milion la 1,5 milioane. Dar dacă tu în procesul ăla mi-ai scăzut marja de la 40% la 10%, eu s-ar putea să fiu un faliment cu tot obiectivul tău împlinit. Da? Și apoi vii și îmi spui, păi nu, dar trebuie și obiectivul ăla de marjă să-l îndeplinești. Bun, dar în capul omului tu faci 2 obiective. Și oamenii când trebuie să lucreze cu 2 obiective, nu le e foarte greu, știi, să le pună pe aceeași calapod. Și atunci eu lucrez pe obiective care sunt măsurate prin rezultate cheie. Și anume, obiectivul de fiecare dată sună inspirațional. De genul, să batem recordul la vânzări, să zicem. Da? Asta e obiectivul. Și acum rezultatele cheie vin și răspund la întrebarea, ok, ce ar trebui să se întâmple ca acest obiectiv să se realizeze. Și un rezultat cheie este, ok, să atingem cifra de afaceri de 1,5 milioane de euro. Un alt obiectiv, un alt rezultat cheie este să menținem marja la 40%. Cu rezultatele cheie ar trebui să fie undeva între 3 și 5. Da? Dar 3-5 rezultate cheie spun o poveste mult mai completă, mult mai clară pentru oameni decât o singură cifră de să atingem, să trecem de la cifra asta la cifra asta.
De asta noi în digital, asta e ceea ce folosim, sistemul ăsta de obiective. Pentru că funcționează cel mai bine, spun toată povestea și inclusiv în rezultatele cheie poți să adaugi unul sau două proiecte care duc la atingerea cifrele. Da? Și atunci când oamenii vin la evaluare, la evaluarea progresului pe obiective, obiectivul ăla se consideră atins când toate rezultatele cheie de sub el au fost atinse. Nu când 80% au fost atinse. Și atunci transmiți oamenilor o poveste mult mai completă și le dai o responsabilitate mai clară pe ce ar trebui să facă. Atunci să înțeleg dacă recrutezi un om nou, nu, să zic așa, nu arunci dintr-o dată în apa adâncă cu tot ce înseamnă postul acela, ci dai în prima fază niște obiective clare, dar să spun așa, parțiale, care urmărești foarte îndeaproape dacă reușești să realizeze. Da, da. Acum eu îl arunc în apă, dar cu obiective. Eu... Nu cu tot bagajul, ci doar o parte. Da. Poate de că în 3 luni de zile nu poate să exceleze. Nu, normal. Dar, din nou, eu atunci când fac interviuri pentru a recruta lideri, de aici vorbim doar de lideri, da? Eu le cer de cel mai multe lor să-mi dea obiectivele pe care... Eu am schimbat cu puțin partea de interviu, în sensul că nu le iau eu interviu. După primul interviu e de 15-30 de minute. Acolo, cum zic eu, vreau doar să-mi dau seama care este idios de aici. Ca să nu pierd timp. Aia care se vede clar, aia idioții vezi în 10 minute, nu-ți trebuie mai mult. Aia care rămân și vreau să aud mai multe de lei, fac un interviu de 2 ore cu fiecare în parte. În interviul ăla, eu spun în felul următor. Eu nu o să-ți povestesc decât despre misiune și viziune. Asta e misiunea și viziunea companiei. În restul timpului, tu trebuie să-mi iei interviu mie. Tu, ca lider care vrei să vii în compania mea, trebuie să-mi iei interviu mie. Și ca să afli tot ce ai nevoie să știi despre afacerea asta și despre rolul tău, astfel încât să poți să vii să-mi propui obiective pentru primele 3 luni și obiective pentru primele 6 luni. Apoi îmi propun acele obiective și unii oameni văd foarte clar că au înțeles despre ce e business-ul și ce contează în business-ul ăla, iar alții vin cu template-uri. La un moment dat, nu mai știu, chiar la Silviu în companie a trimis unul care l-a intervievat, el i-a cerut asta și când i-a cerut să-i trimită obiectivele și i-a trimis 82 de slide-uri, o prezentare cu 82 de slide-uri a obiectivelor. Mi-a trimis-o Silviu mie, eu i-am dat înapoi și i-am zis perfect, să-mi trimită un slide. Dacă reușește să-mi trimită într-un slide, ok, dacă nu, eu nu o să citesc 80 de slide-uri, adică să fim serioși. Și a reușit, a trimis-o într-un singur slide, adică n-avea nevoie de 80, dar se vedea de la început că venea din corporație. Asta e pasiunea lor, să facă slide-uri. Adică, cu asta se ocupă, știi? Și apoi îi evaluez în funcție de acele obiective, dacă le accept. Dacă le accept, îi evaluez în funcție de acele obiective. Și normal, responsabilități. Dar pe responsabilități sunt, cum să zic, responsabilitățile unui lider. Să facă întâlnirea zilnică, să facă întâlnirea săptămânală. Raportarea este în felul următor. De exemplu, eu am ca și responsabilitate pentru fiecare lider, cel puțin un curs pe care îl plătește compania, dar el trebuie să vină să spună trimestrial, ăsta e cursul la care am de gând să merg și cel puțin 3 cărți, care sunt cărțile. Dacă vine vreunul și spune că eu nu citesc, atunci du-te, lasă-mă, nu. De unde înveți? De pe câmp. Dar dacă te ții cu evaluarea corectă, în funcție clară, specifică, o să vezi imediat oamenii buni și o să vezi imediat aia care nu sunt tocmai buni. Și să nu pici în capcana de a face compromisuri
sau de a da șanse. Pentru că șansele nu se termină. Știi cum e asta? E ca la casino. Deci eu văd prea mulți antreprenori care zici că joacă la casino în propria lor firmă. Pentru că la casino ce faci? Intri, pui 500 pe negru, ai pierdut, zici ok, hai, mai pun 300, că dacă îmi iese de data asta, îl recuperez bani. Și după aia mai pui încă 500, că tocmai ai pierdut 800, adică nu e chiar atât de mult. După aia poți să pui 1000, că tocmai ai pierdut 1500, deci s-ar putea să recâștigi. Și uite, așa ai ajuns în curul gol și fără apartament. Cam așa fac antreprenorii în business-ul lor. Hai că îi mai dau o șansă încă 2 luni. După aia vine cu scuze noi, că de fiecare dată sunt scuze noi. Nu sunt, n-am văzut pe nimeni să întârzie la o întâlnire fără o scuză bună. Dar nu știu cum dracu se întâmplă că unii întârzie mereu și alții niciodată. Dar scuze bune au. Și atunci, după ce, ideea e o chestie foarte ciudată psihologic. Cu cât dăm mai multe șanse, cu atât suntem tentați să dăm și mai multe șanse. Nu să dăm mai puține. Și experiența mea personală spune că 90% nu se realizează. Adică se ajunge la concediere, doar că peste mult mai mult timp. Peste 90%, așa e. Asta e, că unii vin și zic, da, dar unii se schimbă și sunt de acord cu tine. Dar este sub 5% și astea nu sunt șanse cu care am de gând să joc în viață. Tu poți să joci, eu nu. Nu sunt. Statistic vorbind, tu n-ai intrat în jocul ăsta. Dacă ai ști de la început că ai 5% șanse să schimbi oamenii și să se schimbe pe parcurs, tu n-ai mai intrat în jocul ăsta. Că nu merită. De acord. Tu te-ai mai urcat în avion dacă ai ști că ai 5% șanse să ajungi în partea cealaltă. Puțin s-ar mai urca. Bun, la tine s-a oprit acum. Deci, la ce a pățit Bernard, eu nu m-aș mai fi urcat în avionul ăla. Au plecat, zi tu, cum ai făcut? Deci, era în decolare și pe acesta se ridice, a tras o frână ca la carte, deci era să sărim din... Și zis, s-a explicat ulterior că s-a părut că ceva e în regulă și asta e procedura standard, a oprit decolarea. Și au tras înapoi și o oră jumătate au căutat care e problema. Au găsit nimic și pe m-am plecat, da. Eu zburam manual, dar nu... Am băgat pe speriatură. Da, deci diferența asta de ceea ce spui că ar trebui să funcționăm și de unde plecăm, omul care stinge focul sau este un exemplu mai bun, că ștergi pe jos, n-ai atât de mult de lucru că n-ai timp să oprești robinetul. Asta e și mai bun. Da. Adică n-ai timp să oprești robinetul, că trebuie tot mereu să ștergi pe jos. Asta e foarte bună. Deci din modul acesta de funcționare să ajungi în cealaltă parte în care foarte consecvent trebuie să lași oamenii să lucreze, după care să faci evaluări, în primul rând să pui acele obiective, după care să faci evaluări. Da, deci este nevoie de multă, multă, multă determinare și disciplină ca să reușești să o faci. Și probabil că trebuie să existe o perioadă de tranziție în care nu o faci de pe zi pe alta, ci, nu știu... Nu o faci de pe zi pe alta. Nu știu care e metoda de a face, ca știi, o faci o dată pe săptămână sau două, sau pentru că dintr-o dată nu o să reușești cu siguranță. Eu nu cred că este neapărat o metodă câștigătoare sau necâștigătoare. Cred că să adaptezi la persoană, exact. Probabil. Și totul pleacă de la, băi, e pentru tine un scop real sau e o joacă? Oamenii care reușesc își transformă chestia asta într-un scop. Ăsta e scopul meu, trebuie să ajung acolo. Și vor testa. Unii vor trebui să aibă raportare zilnică o perioadă ca să ajungă cu ea săptămânal, după aia bilunar, după aia lunar și mai departe. Alții vor putea să o facă mai repede. Alții, cum a fost, uite, prietenul meu Ștefan, când i-am explicat cum ar trebui să facă, s-a mutat lângă mine în Spania. Și a trecut și acum locuiește în Londra. Nu i-a plăcut foarte mult în Spania, dar îi place în Londra. Dar la fel, poate să-și conducă compania fără probleme
fără lucruri de genul ăsta. Cred că sunt metode diferite. Doar îndârjirea și scopul, băi, asta e. Asta e ceea ce vreau. Să te aștepți la durere, că orice schimbare implică durere, punct. Nu e fără. Și să cunoști fundamentele. Adică să cunoști, ok, managementul creșterii se face cu obiective, managementul operațional se face cu proceduri și responsabilități și roluri clare. Toate astea se aduc în realitate prin evaluări și scopul tău ca antreprenor sunt recrutările de lideri și acceptarea și stabilirea obiectivelor atunci când e nevoie, trimestrial. Super simplificat asta este, dar nu te poate feri nimeni de durere. Și dacă aduci o companie de management să-ți managerieze compania, vei trece exact prin aceleași dureri. Confirm. Așa am pățit și eu. N-ai cum. Cred că e o schimbare identitară la un moment dat. Pentru că ești ăla indispensabil și deodată trebuie să devii dispensabil. Poate că asta este partea cea mai grea. Eu n-aș putea să fii dispensabil. E. Nu, dar să accepti faptul că ești dispensabil, cu siguranță ești. Dar și apoi, cum să zic, trebuie să ai și încrederea că pe partea cealaltă, după ce treci de tunel și dureri, este o viață frumoasă chiar dacă tu n-o vezi acum. Pentru că s-ar putea să nu o vezi în sensul că și eu din ce mi-extrag împlinirea. Și eu din ce... cum mă mai simt folositor. Chiar dacă nu o să le vezi acum, o să le vezi acolo. Trebuie să ai încredere. Trebuie să ai încredere în proces, că o să le vezi. O să-ți găsești împlinirea în faptul că... Mie cum îmi place să-i explic este, băi, până la un moment dat ți-ai găsit împlinirea în a lua fiecare decizie și a veni cu soluțiile. Pentru că alea duceau la a crea ceva. E, acum o să-ți găsești împlinirea în sensul că ai găsit 3, 4, 5 oameni care în momentul în care tu i-ai pus împreună sub o anumită viziune, oamenii au reușit să atingă nu știu câte alte milioane de oameni. Tu ai făcut aia. De acolo ți-e împlinirea, din faptul că tu i-ai găsit, tu i-ai convins, tu i-ai pus, tu le-ai dat direcția, e victoria lor 100%. Dar victoria ta e că e ca și cum ai avea niște piese de puzzle de aur, sunt superbe, dar sunt despărțite. Abia când le pui împreună și scoate imaginea, aia e victoria ta, imagine. Dar ele erau tot piese de aur. Chiar dacă nu era în imaginea ta. Și o altă experiență, ceea ce spunea de fapt și tu acum, că trebuie să ai încredere în oameni. Ne mirăm foarte multe ori că până ce lucrurile treceau prin noi și luam deciziile, de multe ori luam decizii în locul altora și când încep să-i dai autoritate oamenilor, încep să-i lași să o facă, te miri că până acum de ce n-au făcut? Păi pentru că n-ai lăsat. Și de fapt erau lângă tine de multe ori niște diamante neșlefuite, dar dacă nu i-ai dat posibilitatea să o facă, n-au făcut-o. Știi că înainte să începem podcastul, auzisem discuția de cum crești lideri. Din nou, din perspectiva mea, nu poți să crești lideri, nu poți să educi leadership-ul. Ce poți să faci e exact ce ai zis tu. Uite contextul, uite responsabilități, uite resursele, mă dau la o parte, o să te doară, dar dacă reușești, devii lider. Și mi-asum și riscul că s-ar putea să nu iasă. Dar măcar să jucăm pe riscuri bune, știi? Adică totuși șansa de succes să fie mare, să fie ca la casino. Șansa de succes a casinoului este foarte mare. Șansa ta
singur să joci la casino este mică să câștigi. Până la urmă să-ți găsești jocurile astea, știi, jocurile în care șansa să câștigi este foarte mare. Dar asta nu înseamnă că nu pierzi pe parcurs. Și asta că vorbeai tu și mi-am să aminte că vroiam să vorbim puțin despre chestia asta. Faptul că faci toate lucrurile astea bine nu înseamnă că nu vei avea trimestre cu obiective nerealizate. Nu înseamnă că nu vei avea scăderi din când în când în business. Nu? Dar a fost și când ai fost acolo. Exact! Dar oamenii, când ei nu sunt acolo și există scădere, este tragedie. Și din cauza că nu sunt acolo. Exact. Dar când au fost acolo și a fost scădere, e normal, mă, piața. Bă, las-o dracu, că nu e chiar așa. Adică nu putem să cerem perfecțiune. Și la fel ziceai tu, când facem toate lucrurile disciplinat și consecvent. Bă, Cristi Panaite zice foarte frumos, fii blând cu tine. Nu să le faci niciodată perfect. Tinde spre progres, nu spre perfecțiune. Nu să le faci niciodată perfect. Eu? Ură să fac evaluările. Și eu. De-aia am CEO. Că nu le fac. Și dacă ar fi să fie după mine, deci le amân și le... Cam mereu alte lucruri care îmi place să le fac. Alea nu. Dar știu cât de importante sunt. Nu, așa funcționează și la noi. Știm cu 2-3 săptămâni înainte, dată stabilită, de la ora 9. Tot stăm acolo, nu există discuții. Și atunci se întâmplă. Cum că dacă ar fi după mine, tot era găsăm ceva care mi se pare mai important. E o călătorie. Dar, din nou, nu aș vrea să creadă antreprenorii că toți ar trebui să facă asta. Pentru că nu cred că toți ar trebui să facă asta. Nu cred că toți au în misiunea lor sau au nevoie de o astfel de viață sau de o astfel de provocare. O parte dintre ei ar trebui să fie al dracului de fericit și mulțumit, să aibă un business mic pe care și-l controlează și care și impactează comunitatea și e o viață extrem de bine trăită. Nu ar trebui să fie rușine că vai de capul meu. Business-ul tău e mai bine decât, da, al vecinului. Exact. Dacă te împlinește. Asta mi-aș dori, știi? La fel și freelancerii, care acum a devenit o modă, știi? Fiecare freelancer e antreprenor și fără angajați sau au asistenți, știi? Dar au devenit toți antreprenori. Și toți vor să-și facă din pasiunea lor, că sunt, nu știu, instructor de dans sau designer sau ce naiba sunt, să-și facă un business. Aș vrea să înțeleagă faptul că dacă aleg să-și facă un business, vor mai face maxim 10% din timp pasiunea aia lor. Motivul pentru care au pornit la drum. Nu trebuie să faci un business din tot doar pentru că e la mod acum să fim antreprenori sau să avem oameni angajați sau nu mai știu ce alte nebunii. Nu știu de ce s-a ridicat atât de mult în slăvi antreprenoriatul, că este important, este critic pentru o societate. Dar la fel de critic e și freelancerul, la fel de critic e și antreprenorul la mic. Adică nu e unul mai sus ca altul, sunt doar roluri diferite. La fel e foarte important. Exact, un angajat bun. Exact, nu poate toată lumea să fie antreprenor. Păi nu știu cine dracu mai muncește dacă toată lumea e antreprenor. Că dacă te uiți cu adevărat la ce facem în fiecare zi, nu prea ne merităm banii. Ne merităm banii doar din câteva considerente. Disciplină, durere și risc. Din considerentele astea, nu din munca pe care o faci. Poate un pic de curaj. Da, curajul ca să meargă cu riscul, că altfel nu ai șanse. Dar ca și muncă, nu ne merităm consecventă banii. Consecventă și... Dar, din nou, e alt rol. Știi? Cineva trebuie să vină și să zic, ok, voi sta în durerea asta, am curajul să-mi iau riscul ăsta și până la urmă
reușesc. Sunt perseverent să duc până la capăt. Eu am început să fiu antreprenor cu tata în 1993. Încă eram la facultate și tata era, am povestit în podcastul respectiv, și apoi eu am plecat de lângă el și tata, el ținea și era jucăria lui. Și am văzut ce înseamnă și dau seama cât este de frustrant ca pe urmă să vezi cum totul se destramă în fața ta. Mai bine atunci a voit îi spui, uite, până atât a fost, sau fac altceva, sau rămân doar cu părticica asta, aici sunt în stare, adică pot să fac cu bucurie și restul las din mână, decât să lași că totul se destramă, pentru că nu mai ai energie, nu mai ai timp, nu mai ai motivație și în fața ta ceea ce ai clădit-o se destramă. Am câțiva prieteni antreprenori care acum vor să facă tranziția către copiilor. Asta e un alt capitol, da. Doamne! Deci dacă tu crezi că e greu să faci tranziția către a-ți face un management bun, să vezi cum e să faci tranziția către copii. Dar dacă faci tranziția asta înainte și pe urmă tot așa conștient o faci cealaltă tranziție, șansa este mult mai mare decât să-i dai. De multe ori m-am gândit că acum 2, 3, 5 ani, că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva pe mine, cu mine, un lucru că îți niște bani acolo, dar ce îi lași pe capul lor până ce curăță tot și... Dacă, pentru că de cele mai multe ori vor continua ca tine, pentru că au văzut un exemplu, știi? Și de fapt le lași exact viața care tu ai dus-o. Da. Eu nu știu, eu nu cred că ar trebui cineva să-și lase propriile business-uri pe mâna copiilor. Atunci ce să faci? Păi eu cred că ar trebui să fie în felul următor. Bă, dacă ai crescut niște copii buni și au o șansă, sunt destul de buni încât să aibă o șansă în viață, își vor crea singuri propriile afaceri și vor fi împliniți. Vor ajunge și ei unde ai ajuns tu, poate chiar mai repede. Dar dacă ai crescut niște copii care sunt niște lepre, nu o să facă altceva decât să distrugă ceea ce tu ai construit. Și atunci, unde e câștigul în a-ți lăsa business-urile pe mâna copiilor? Eu asta nu înțeleg. Unde e câștigul? Da, ce am eu în cap, ca... N-aș vrea, în primul rând, să o insist, dacă nu vor, nu vor. Mm-hmm. Bineînțeles, încerc să-i ademenez copii, dar nu forța. Dar nu așa încât, uite, termin facultatea și ai de poziția de director și hai să facem bine. Eu chiar aș vrea și am zis că eu dacă... sănătate o să am, încă un 10 ani aș vrea să totuși activ, să fiu acolo. În ăștia 10 ani, acum băiatul termină primul an de facultate, în aceia 10 ani să facă exact ce ai spus. Să termină facultatea, poate vrea să facă un masterat dacă vrea face, dacă nu vrea, nu? Și să meargă să lucreze altundeva. Mm-hmm. Chiar aș vrea să meargă una la mână să-și încerce puterile, doi la mână să vadă o altă cultură. După care, dacă crede, și bineînțeles o să încercăm să formăm lucruri încât să se vrea, dar nu pentru că zic eu, ci pentru că se va convinge sau se va vrea să vină. Uh-huh. Eu așa aș vedea. Nu știu ce o să reușim. Că-s curios. Va fi interesant. Dar nu neapărat că, uite, ai terminat facultate și hai că acum ai postul asigurat și din asta nu o să iasă, am și eu convingere, poate 90% nimic. Mai multă frustrare și din partea lui și din partea noastră. Asta e, că văd foarte mulți antreprenori care îi așa, îi împing cu tu trebuie să preiei, tu trebuie să iei. Bă, dar copilul tău e artist și tu îl pui să facă muncă de antreprenor și cifre și responsabilități și
o grămadă de alte lucruri. Îi distrugi viața, pur și simplu. Așa e. Și pentru ce? Că eu asta nu înțeleg. Că zicea, păi ca să aibă și el o pâine bună. Păi știi ceva, dacă tu vrei să-i faci un cadou copilului tău, nu mai bine faci tu compania asta independentă și are un salariu de stat degeaba din compania aia, dar măcar trăiește și compania, nu i-o dai să o distrugă? Exact. La Dan Paștiu, la fondatorul Dabo, am văzut un alt exemplu frumos de tot așa tranziție cu copiii. Dar ei sunt chiar pasionați de Dabo și Bogdan, băiatul cel mare, el a început de la face de nu mai știu 5 sau 6 ani premixul, el face premixul pentru chifle și pentru alte lucruri. Și acum când își termină facultatea, va sta vreo 5 ani cel puțin asistentul CEO-ului la DAP. Va fi asistentul CEO-ului. Și în timp, dacă apoi își va dori și chiar poate, atunci va putea să și preia ceva. Din nou, are niște băieți extraordinari și o altă strategie bună. Dar mi se pare că văd antreprenorii care vor să-și forțeze copiii, văd cum suferă, pentru că copiii n-au aceeași viziune cu ei, nu, de multe ori nu au aceleași valori, nu conduc oamenii într-o... Ne vorbim de că total altă generație, care are alte așteptări, alte atitudini în față de viață, care trebuie să accepți de-ți place, de nu-ți place. Da. Va fi distractiv. Cred că fiecare generație trece prin... se uită la generația care vine după ei și am impresia aștia sunt puțin... Cu siguranță. Puțin duși cu pluta. Din nou, tot ce vorbim noi aici te salvează de rahaturile care poți să le eviți. Dar restul oricum va fi plin de rahat. De probleme, de greutăți, de, da? Aici vorbim doar, hai să evităm problemele care pot fi evitate. Să te bați cu piața, să te bați cu concurența, să te bați cu o pandemie, să te bați cu politica. E... Colonia ce faci. Fac parte din... Da, și e o chestiune care ai zis și gândind mai adânc că trebuie să dau adevărat, trebuie să dau dreptate că da, căutăm cu toții o firmă de consultanță, cineva care să vină și să rezolvă problema. Însă ca noi să facem și noi să suferim, cumva am evitat. Și atunci tot căutăm și nu ne dăm seama că ăsta, fără suferință, nu o să iasă. No. Vrei copii, dar vrei fără durere. Fără durerea nașterii, fără... Nu merge. Cât va fi durerea? Cât timp trebuie să o faci? Nu prea știu. Asta e, că uite, și la slăbit e la fel. Depinde de corp. Eu, nu știu, am slăbit într-o lună și ceva 8-9 kg. Alții pot slăbească 9 kg poate în 3 luni, poate în 6 luni. Eu pot să duc o anumită cantitate de foame, tu poți să duci o altă cantitate de foame. Da, și foarte mult depinde și de determinare. Asta e. Sau și toleranța la durere, că e și asta. Care e toleranța la durere? Asta poți să o crești, dar e o toleranță la durere. Sau poate o să decizi, mă, îți bine așa cum îți exact. Place. Exact, cum îi place să uite încolo. Dar... Nu cred că ar trebui să, la fel cum n-ar trebui nimeni să slăbească pentru alții, pentru că mă văd alții că sunt gras. Cred că niciun antreprenor n-ar trebui să devină antreprenor sau să vrea o companie nea mare pentru că aia dă bine. Pentru că vei trece prin durere. Și e una când mi-am ales eu durerea, e alta când mi-o aleg alții.
Chiar mă bucur foarte mult că ai făcut 4.000 de kilometri și acum trebuie să te întorci să-ți dai de carnet. Așa am pățit, dacă am fost curajos să fie cu 100 și... În final, vreau doar să vă recomand celor care ne urmăriți. Bernard, la câte firme ai ajuns? 7. La 7 companii. Mereu recrutează lideri, mereu este în căutare de lideri. Și pot să spun cu mâna pe inimă că este un om cu adevărat de caracter și care are o viziune și vrea să facă lucruri și face și demonstrează. Și dacă vă simțiți în putere, dacă din tot ce am vorbit noi aici, chiar credeți și puteți să faceți o diferență, nu ezita să mergeți spre unde ar putea să te... Pe site-ul nostru, fomco.ro. Pe fomco.ro. Acolo la contact sau ce? Da. La contact. Așa ajungeți înspre el. Dar chiar vă recomand, pentru că veți avea o călătorie interesantă. Majoritatea acum le-ai în Târgu Mureș. Da, plină de provocări cu siguranță. Plină de provocări cu siguranță, dar o călătorie interesantă. Mulțumesc! Vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare într-un alt episod. Poate data viitoare nu mai plouă și atunci putem să facem un cu vedere la mare. Acum am avut vedere la plante. Așa că vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și până data viitoare știți voi vorba aia. Rămâneți nerezonabili.